este stupiditatea asta umană făcută în numele civilizației? Astea sunt vremurile. Încet, încet. O să vină și la tine. Acești români fantastici, continuați cu piesa asta, maestre, nu? Am o joc destul de greu, are un impact teribil asupra publicului. Ce reacții fenomenale! Aproape că la un minut aplaudă. Și unde l-am jucat și în, la Constanța, l-am jucat la Pitești, l-am jucat în București. În București e joc foarte greu pentru că e un spectacol foarte sabotat, pentru că nu convine textul. Da. Și atunci site-ul a fost plin de oameni dintre aceștia mai noi care... Știți că tot ce este românesc, tot ce este naționalist, tot ce este creștin, trebuie interpretat ca fiind prorusesc sau o chestie de asta. Și este foarte sabotat, se rup afișele, impresarii lucrează pe partea altă, se vinde foarte greu. Dar eu merg cu ele înainte, e o cruce, e un spectacol cruce. Da, da, e o cruce. Nu le convine, nu e bine să zici român fantastic. Noi bine... continuăm să mergem la piesa asta și la piesele... Să audă Dumnezeu și să audă și cei care... De regulă, spectatorii, să știți, s-au schimbat în țară. În București, în general, preferă vulgaritatea, stand-up comedii, care e un anumit gen de asta, dar... El e marca de o vulgaritate atroce și asta. Publicul s-a vulgarizat și îi place să coboare la nivel de populație. Nu mai are reflexul de acum câțiva ani când umor cu inteligență, cu foarte puțin a rămas un lot de spectatori fideli, restul se prăbușesc în vulgaritate și în... Eu am rămas foarte uimită, maestre, când în timpul piesei, când erau... acele monologuri foarte intense, crâncene chiar, uneori oamenii râdeau, li se părea amuzant. Da, teribilă remarcă. Când ai sentimentul că curge sânge din tine, că este o durere atroce, oamenii uneori râd. Da, adică poate, mă gândesc că, nu știu dacă mesajul este cuprins, dacă este perceput întru totul, sau iau doar partea asta superficială. Da, într-un fel poate se apără, doi, exact. Nu mai au organul de receptare, evită... Atât de deschis? Da, da, nu, evită. Eu, de exemplu, acum la Buzău erau niște tineri care la început râdeau și la sfârșit a fost biserică. Eu mi-am băgat acte de pensionare anticipată la Teatrul Național. Ați vrut asta? Da. Igienic. Adică ați ieșit la pensie? Da, cu 5 ani. Igienic. Ați simțit că trebuie să faceți asta? Nu mă mai recunosc. Adică am simțit că trebuie să apăr teatrul. Da. Și la apăr, retrăgându-mă. Despre asta este vorba. Adică mai fac așa, dar și aici, pe semne că piesa asta o să fie sabotată de politica europeană modernă, unde tot ce trebuie este românesc trebuie șters din mintea românesc. Și iată, majoritatea românilor ascultă, sunt ascultători. Și atunci când vezi trădări de genul acesta în masă, stai să te gândești. Am ajuns în situația lui Rubliov. Rubliov, când era tânăr, l-a întrebat, ce frumos e filmul acela al lui Tarkovski, l-a întrebat pe Teofan Grecu, pentru cine pictați? Și Teofan Grecu a zis, pentru Dumnezeu. Dar tu pentru cine pictezi? I-a spus Teofan Grecu. Eu pictez pentru oameni. Pentru oameni. Oamenii te vor dezamăgi. Și filmul merge, rulează, dacă vă mai aduceți aminte, și la un moment dat, în biserica care tu mai a pictat-o, Rubliov, vin tătarii, dau foc, bagă în altar cai și Rubliov are trauma vieții lui. Și dă seama că Teofan Grecu, asta se întâmplă astăzi în România, au băgat cai în altarul culturii. Au băgat, dacă vă duceți la Lainici, o să vedeți cum în armată de ocupație puseseră Biblie pe jos ca să calce, să nu se umple de noroi. Și caii erau, deci poporul român a suportat așa ceva. Și Rubliov din clipa aceea încetează să picteze. Iar finalul filmului, și asta vreau să spun că am ajuns în situația asta, deci ce a spus foarte bine, că au fost creatori. Eu nu sunt Rubliov, sunt un biet puric, dar în sufletul meu este o zbatere, este o durere, evident. Cneazul din zona respectivă dă ordin să-ți facă un clopot mare. Și consistența lutului nu știa decât unul dintre meșteri.
Meșterul avea un copil de 12 ani. Era singurul care știa. Restul erau calfe, nu știu nimeni. Numai că meșterul era pe moarte. Și l-a chemat pe fiusul. Și ușa întredeschisă, îl vezi pe fiusul cum stă în genunchi și ales spune ceva la urechi. Iese afară, zice, tata a murit, eu știu secretul. Și aia nu vreau, pentru că erau în vârstă mari și nu suportau. Da. Îi trage de haină. Dă cu picioarele în ei, zice, eu sunt cel care știe secretul, urmați-mă! Urmați-mă! E o scenă antologică. Și fuge în ploaie și pune mâinile în lutul unui râu, zice, asta este. Îl ascultă până la urmă și se face clopot ăla uriaș de bronz. Finalul filmului. Clopotul tras pe o funie imensă de 12 perechi de boi, vă dați seama așa, lumea, norodul jos, mii de inși, cneazul cu invitații din străinătate și clopotul care merge așa. Undeva pe deal era Rubliov, după 20 de ani, nu mai pictase, dezamăgit de oameni. Și către el urcă Puștiu, gâfâind așa, cade în poala lui și plângând zice, n-am știut nimic, Dumnezeu mi-a dat. Și din clipa aia, Rubliov a început să picteze. Intervenise Dumnezeu. Ei, când se intervine Dumnezeu, atunci m-a apuc și eu. Este, deocamdată se stă cu calul în iezle. În cultura română, în spiritul românesc, în tot, au făcut grajdi din ceea ce am avut noi mai sfânt. Din martiri au făcut grajdi, din eroi au făcut grajdi, din istoria națională. Teatru atacat peste tot, literatura care este premiată pe scena teatrului Mihai Eminescu Botoșan, unde i-am jucat o scenă sfântă, era o fată tânără, a zis o poezie groaznică, groaznică și care a luat premiul Uniunii Scriitorilor, care era o poezie de o vulgaritate a publicului, a plecat din sală. Maestre, nu renunțați. Nu pot să suport gândul că ați putea vreodată renunța. Nu știu, deocamdată simt să fac ca tata. Pe urmă, o vede. Venim la Teatrul Național să vă vedem în Idolul. Până pe 1 decembrie. Până pe 1 decembrie, după care nu, mai sunt. Nu va mai fi nici Idolul, nu va mai fi nici piesa Sinucigașul. Nu. Dar vor fi acești români fantastici. Aia încerc, să vedem cât va mai fi și publicul fantastic să vină. Va fi. Nu pot să merg fără public.